Salutare și bine m-am găsit pe canalul Electronic Service. Astăzi avem un telefon la rezolvat, reparat, cum vreți să-i spuneți. Este un A52S 5G care, după cum vedeți, a fost resetat din butoane în videoclipul anterior, dacă cumva l-ați văzut. Era vorba despre acest telefon a avut un model de ecran pus de către client și a uitat modelul de ecran, dar din păcate a uitat și contul de Google. Și după cum puteți vedea, după resetare nu putem să dea skip la conexiunea la internet. Deci ne va trebui o conexiune la internet, preferabil wireless. O să vă arăt în câțiva pași simpli astăzi cum putem trece de contul de Google la acest model. Ne cere ori contul de Google, ori model care nu merge niciun model cunoscut sau uzual. Deci ne cere contul care a fost sincronizat anterior pe telefon. Ca să putem face chestia asta, o să avem nevoie de un program de pe calculator, care îl puteți lua de pe site-ul Easy Firmware. O să vă las un link direct în descriere spre acel site. Este gratis programul și se poate folosi foarte ușor. Avem nevoie de un calculator, un cablu de date tip C, cum are acest telefon. Conectăm telefonul la cablul de date. Mai greu de filmat cu o singură mână. Ok. Acum mergem pe Easy Samsung Firmware, se cheamă, dar eu am redenumit ca să fie mai simplu. Okay. În caz că nu îl pornește, opriți antivirusul, că îl poate recunoaște ca și ransomware sau malware, dar este ok programul. L-am scanat, nu are nicio problemă. Aveam acolo în bară. Ok, dăm yes. Acesta este site-ul, că direct vă redirecționează el, de aici puteți clica mai multe chestii. Bun. Și avem aici bypass FRP. Dăm ok și ne spune că telefonul va trebui conectat la wireless. Să fim foarte atenți, să fie conectat și telefonul să fie deblocat. Mergem la 2-3 pași la meniu înapoi. De fapt, până la meniu de configurare. Așa. Revenim aici, îi dăm OK. Spune că a fost găsit, reading info, OK. Și acum așteptăm aici, o să ne dea un event launcher. Dăm view. Și direct de bifăm aici, ne bagă pe Chrome. Dăm no thanks. Bun, cam atât a fost calculatorul. Haideți să revenim la filmat. Ok, după ce am intrat pe internet, tocmai de aia ne spune că avem nevoie de conexiune la wireless, că ne va redirecționa direct pe internet. Mergem aici pe NK Reader. Sau, să fie mai simplu, ca să nu mai ne complicăm cont de Google, mergem pe Mobile Team Official. Și aici undeva ar trebui să găsim asta. Ar trebui să avem aici Alliance Shield, să-l putem descărca. Dăm aici, suntem de acord. Ok, dăm instalare. Și acum o să ne ceară contul de Samsung. Băgăm un cont de Samsung valid. Eu o să bag contul meu. Next.
acum parola. Probabil dacă aveți autentificare în doi pași, să vă ceară și pe numărul de telefon. Ok, agree. Acum o să trimit un mesaj de confirmare. Aici dăm cancel. Acum o să se instaleze Alliance Shield-ul. Deci avem nevoie de un cont de Samsung care îl știți, deci să știți parola tot. Și pe Alliance Shield, când o să-l deschidem pe urmă, o să avem nevoie de un cont care îl creăm înainte pe Alliance Shield. Dăm aici Register, urmărim, stăruim toți pașii și ne facem un cont. Pe urmă, contul respectiv îl introducem aici să ne logăm cu el. Mai e ok parola. Dar din păcate trebuiască să ne logăm pe site. Dau pauză să ne logăm pe site ca să scot că va rămâne o listă de dispozitive și va trebui să vă logați pe calculator, pe contul de Alliance Shield, să-i dați remove la unul dintre dispozitive. Revenim imediat. Ok, am revenit, ne-am conectat pe calculator, am scos dispozitivele care erau în listă, avem vreo 3 sau 4 și acum îi dăm din nou sign in. Ok. Avem aici, activăm device administrator. Activăm Nox Security, dăm OK, dăm Next, Next și Finish. Ok, acum sunt două variante. O variantă în care ne mai trebuie încă un soft și trebuie să intrăm în service mode și chestii, dar eu să vă arăt varianta simplă, care sper să și funcționeze. Nu mai știu sigur dacă funcționează, dar o încercăm pe asta. Și prima dată mergem pe App Manager. Și ar trebui să avem undeva aici să căutăm Android Setup. Android Setup, ok. Dăm aici pe acțiuni. Dăm Allow Force Stop. Dăm Force Stop. Și Wipe Data, ok. Revenim înapoi și acum căutăm Samsung Setup. Samsung Setup Wizard, așa. Dăm la fel pe acțiuni, dăm aici Allow for Stop, Force Stop și dăm Wipe Data, ok. Revenim la meniu aici și acum căutăm Google Play Services, Google Play. Așa, la fel, acțiuni, îi dăm Allow Force Stop, Force Stop și Wipe Data, ok, bun. După ce am terminat, acum căutăm din nou Samsung Setup Wizard. Setup Wizard, dăm la activități, dăm aici pe prima activitate și dăm Open. Open, ok. Aici dăm OK, dăm Skip, dăm Finish. Și după cum puteți vedea, telefonul este deblocat. 100%. Acum mai rămâne să-i scoatem contul de Samsung a nostru care l-am băgat în telefon și cam asta e. Și ca să vedem despre ce software este vorba și ce nivel de corecție, imediat vă și arăt. Avem aici Android 12, UI version 4.0, nivel de corecție 1 februarie 2022 și ca să vedem dacă e deblocat, avem aici developer mode, deci deblocați 100%, în caz că ceva nu e în regulă avem și OEM unlocking, deci puteți să-i facem foarte multe și depanarea prin USB.
dar este deblocat 100%. Acum mai rămâne să intrăm în setări, ca să fim siguri că e tot în regulă. Intrăm aici la account și backup. Sau nu, era general management, avem aici resetare, factory data reset, aici dăm reset, delete all, deci introducem parola de la contul de Samsung. Dăm ok. Cum telefonul să se reseteze și o să revin la setări din fabrică și îl configurați ca și un telefon nou. Dacă v-a fost util acest video, nu uitați să dați un like, un share, că poate ajută un prieten la nevoie și nu uitați să vă abonați pentru mai multe chestii interesante și utile. Vă salut și vă mulțumesc de vizionare!